Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, spun eu pe aici, la vot, cine este pentru, votul împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de toamnă iarnă 2023-2024 în municipiul Muinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru, votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, pentru. Abținere, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru, votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de urbanism, întrebări, vă rog. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supun eu proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale din Municipiul Muinești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, din 6-11-2023. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru, votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de urbanism, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru, votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale din Municipiul Muinești pentru ședința adunării generale a acționarilor din SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 6-11-2023. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru, votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru, votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii municipiului Muinești ca membru asociat la Asociația Grupului de Acțiune Locală Valea Muinei. Comisia de urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supun proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru, votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Muinești la parteneriatul Grup de Acțiune Locală Valea Muntelui în vederea elaborării, depunerii și implementării strategiei de dezvoltare locală 2023-2027. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc.
Comisia Economică, întrebări, vă rog. Pune proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Abține. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Dacă o să nu spune proiectul la vot, cine este pentru? Votăm împotriva. Abține. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moimești numărul 132 din 25.08.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizarea pentru creșterea eficienței energetică, aferente lucrări de renovare energetică moderată grădința Pinocchio, municipiul Moimești, județul Bacău, fața tarii și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supune proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotriva, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune a gestiunilor activități componente ale serviciului de salubrizare și a tarifelor aferente prestării serviciului. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă o să supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de concesiuni a gestiunii unor activități componente ale serviciului de administrare a domeniului public și a tarifelor aferente prestării serviciului. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia de Urbanism, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind încheierea parteneriatului municipiului Moimești și a Școlii Gimnaziale Cristandru Sedă cu Asociația Ecoaxi București pentru desfășurarea unei acțiuni de plantare pe teren situat în strada 1 Mai, numărul 4, municipiul Moimești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Da. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind încheierea parteneriatului municipiului Moimești și Creșta Primii Pași cu Asociația Ecoasis București pentru desfășurarea unei acțiuni de plantare pe terenul situat pe strada Zorilor, numărul 6, municipiul Moimești. Comisia de Urbanism, întrebări de tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Abține. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de serviciu a unui apartament din imobilul situat în strada Vasile Alexandrin, numărul 50, bloc E26, apartamentul 203, municipiul Moimești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului.
Dacă nu sunt sub un proiect la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia de întrebări, vă rog. Supunem că votul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mănești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, la care sunt întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt sub un proiect la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia de Urbanism, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Comisia juridică, întrebări, vă rog. La părere este pentru, votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Mănești cu asociația directorilor instituțiilor pentru vârstnici. Comisia de urbanism, la care se întrebă pe tema proiectului. Sub un proiect la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de oameni de întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de oameni de întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării retabilului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Mănești, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Sub un proiect la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de urbanism, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru, 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 abține, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul de la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului situat în municipiul Mănești, strada Tudor Vladimir Scurtona, garajul SRX, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții de tema proiectului. Dacă nu sunt sub un proiect la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de urbanism, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de urbanism, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt sub un proiect la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului situat în municipiul Mănești, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Sub un proiect la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului situat în municipiul Mănești, strada Atelierului numărul 8, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări pe tema proiectului. Sub un proiect la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Comisia economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru, pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului situat în municipiul Mănești, strada Constantin Dobrogean, Ghirea, zona Garaje, județul Bacău.
Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Sub un proiect la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări. Supune proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări la vot. Supune proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Arhiepiscopia Romanului și Bacălului, protopopiatul Măinești, a unor imobile situate în municipiul Măinești, strada Mihai Măinescu, numărul 167, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Abține, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Măinești cu județul Bacău și comuna Podori, în vederea finalizării și realizării comune a unor lucrări de reabilitare și modernizare a drumului comunal care face legătura dintre DJ-117 și DN2G comuna Podori, prin intersecția DJ-117 cu DC Podori Ruzăiești, până la în municipiul Măinești, strada prelungirea Mihai Ienescu, intersecția cu DN2G. Comisia de Urbanism, întrebări de discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt sub un proiect la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia de Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Măinești de Târgu Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt sub un proiect la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, vă rog. Supune proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog, comisia de vot. Mulțumesc, domnule cetățenii, pentru faptul. Da, mulțumesc. Cred că e cazul, având în vedere faptul că a fost foarte în scurt primit ordinea suplimentară, să lămurim dacă e vorba de reducerea posturilor vacante și neocupate, sau ei, cumva, Doamne ferește, vorba să dăm 17 ani afară, nu este în cazul de așa ceva. Mulțumesc. E vorba de reducerea personalului în aparatul de lucru al primarului, conform ordonanței care a fost publicată în monitorul oficial vineri. Așadar, am urmărit organigrama, reducere înseamnă reducere personal din întreg aparatul de lucru. Mă rog, cunosc că este care în postul vacante și am văzut postul de vacante. Alte întrebări? Dacă nu sunt, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Ședința de comisia v-a sfârșit. Urmează o pauză, după care ședința de comisia. Doamnă și domnilor consilieri, stimați colegi, ne pare deschis alturile ședinței ordinare a Consiliului Local, convocată pentru data de 31 martie. Dispoziția primarului municipiului Măinești, numărul 957/2023. Această convocare s-a efectuat în fața prevederilor articolului 133 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare. Ședința se desfășoară atât fizic cât și prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință. Astfel s-a constatat că sunt prezenți tot consilierii validați în funcție, atât în sala de ședințe, cât și prin prezența online. Având în vedere prevederile articolului 138 alineatul 13 din codul administrativ și faptul că pe ordinea de zi, la primele două puncte, avem aprobarea proceselor verbale ale ședințelor ordinare și extraordinare din luna septembrie, respectiv octombrie, aceste procese verbale au fost transmise dumneavoastră spre consultare. Vă consult dacă există completări față de forma care a fost transmisă către dumneavoastră. Mulțumesc! Ne fiind completări, supun la vot aprobarea procesului verbal la ședinței ordinare din 29.09.2023. Mulțumesc! Cu 19 voturi pentru a fost aprobat procesul verbal al ședinței din 29.09.2023. Supun la vot consum procesul verbal al ședinței extraordinare din data din 19 octombrie. A fost aprobat și conținutul procesului verbal la ședințe extraordinare din data de 19 octombrie 2023. Având în vedere ordinea de zi propusă, o să dau cuvântul domnului președinte de ședință, dar înainte o să vă rog să permiteți intervenția domnului primar pentru a anunța finalizarea unui proiect. În primul rând, bună ziua tuturor! Am ținut ca înaintea acestei ședințe să vă prezentăm un proiect realizat în parteneria, să spun așa, cu Consiliul Local al Copiilor. Avem și un reprezentant aici pe domnișoara Antonia, ceilalți copii fiind prinși în alte activități. În urmă cu ceva timp s-a înființat la Moinezi pentru prima dată în țară, și cu toții, în baza unui proiect general UNICEF. Consiliul Local al Copiilor. Așadar, au lucrat și ei în paralel și au propus câte ceva pentru câteva proiecte pentru a fi realizate, ceea ce au văzut ei de cuvință prin municipiul Moinești. Nu se puteau realiza toate în termenii bugetului acest an, dar din discuțiile cu ei și chiar și eu aveam această intenție, am realizat revopsirea, reamenajarea fațadei școlii Alexandru Seller și scutorții că acum proiectantul i-a dat o culoare gri, atunci când am întrebat consultorii care nu și-au surprins că e culoarea gri, ceea ce nu dădea bine pentru instituție de învățământ, unde merg copii de la preșcolar până la școlar și gimnaziu, am considerat că trebuie să schimbăm fața să o reînviem. Așadar, la inițiativa comună, acest proiect a fost finalizat prin implicarea celor de la Zidar, cei care și în Bacău un proiect mare pentru favorizarea și schimbarea fațadelor la locuri. Cu siguranță vom mai realiza astfel de instituții, cel puțin la cele de învățământ, mă gândesc în continuare. Acest proiect a fost sponsorizat 70% de cei de la Baicovăr și 30% din bugetul local. Avem aici pe Antonia, dacă vreau să ne spună câteva cuvinte sau după ce vedem filmul mai bine, da? Da. Haideți să vedem. Și
Și
N-o să mai rețin, vă mulțumim și sper să ne vedem cu bine. Da. Iată, un proiect finalizat, în colaborare, cum spuneam, și la propunerea Consiliului Local al Copiilor. De altfel, săptămâna trecută am fost într-o delegație, împreună cu și o colegă din aparatul de lucru, care este expert în cadrul acestui proiect UNICEF, cu doamna Sardini Noretana, în Portugalia. Vă spun că am avut un program, n-am avut timp să văd în Portugalia, numai conferințe, primării, am fost la 4 primării din Portugalia, inclusiv la cea din Lisabona și din Guimarães, cele mai mari localități din Portugalia. Așadar, se conturează un lucru frumos. Sper să primim finanțare în continuare pentru a susține aceste proiecte, pentru că e un program care se analizează la acest moment la Ministerul Muncii. Mulțumesc, trebuie să continuăm. Bună ziua tuturor! Stimați domnule primar, stimați colegi, începem ședința ordinară de astăzi prin a supune la vot ordinea de zi. A ședinței ordinare și ordinea de zi suplimentară. Pentru. Cele două ordini de zi au fost adoptate în unanimitate. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30.09.2023. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem leva la procedura de vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada toamnă-iarnă 2023-2024 în municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al deputatului municipal de urgență Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale în Municipiul Moinești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară din 6.11.2023. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale în Municipiul Moinești pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a 10 Compania Regională de Ape S.A. din 6.11.2023. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea terenului municipiului Moinești ca
ca membru asociat la Asociația Grupul de Acțiune Locală Paramuntelui. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, la domnul consilier Apescură. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, de faptul că e un proiect de asociere cu DAVA, aia nu trebuie să fie și costuri pentru municipalitate, și anume 15.000 de lei anual, de înțeles, cred că ar trebui să ni se spună de către birou proiecte sau domnul primar poate ne ajută, care ar fi o viziune de termen scurt și mediu vis-a-vis de beneficiile pe care le aduce această asociere târzie, dar cred eu benefică cu galoarea mea. Mulțumesc. Da, târzie deloc, pentru că este pentru prima dată când a doua localitate urbană poate face parte dintr-un gal rural, să spun așa, pentru că sunt mai multe localități rurale. Noi am făcut parte dintr-un gal urban, pentru că am și scris o strategie de dezvoltare a zonelor urbane de favorizate, am accesat și un proiect de finanțare europeană, prin care am înființat un centru comunitar, construind locuri de joacă, ce-am mai avut acolo, centru multifuncțional. Sunt și câțiva angajați. Acest proiect trebuie să aibă și sute la militate încă 12 luni, începând din ianuarie. Nu găseam o altă sursă de finanțare, singura era tot printr-un gal. Așadar, într-o discuție cu președintele GAR Valea Muntelui, am discutat condițiile de aderare la acest GAL. Ei aveau un statut pentru, până în acest an, o cotizație de 10.000 de lei. Au stabilit-o prin este o hotărâre care este anisată în dosar, dacă ați știut, dacă este cuprins în dosar, s-a modificat la 15.000 de lei, de aceea a adus 15.000. Având în vedere finanțarea unei noi strategii de dezvoltare a acestei zone defavorizate, pentru a continua parte din acest proiect, pentru că nu se finanțează în totalitate, dar măcar parte să putem continua să avem această sustenabilitate de 12 luni. Pe lângă aceste investiții, se pot face și investiții în utilaje. Știți, comunele din jur, dacă ați văzut, toate sunt dotate la această oră cu utilaje de zăpezire, conturașuri și mai departe, excavatoare, toate luate prin această asociere prin GAL. Intenționăm și noi, ne va reveni o sumă pe cartul locuitor să accesăm acele bani în următoarea perioadă, de aceea astăzi am venit în fața dumneavoastră pentru a aproba această putere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt intervenții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt, vă rog să votăm. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Mulinești la parteneriatul grup de acțiune locală Valea Muntelui în vederea elaborării, depunerii și implementării strategiei de dezvoltare locală 2023-2027. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 132 din 25.08.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizarea pentru creșterea eficienței energetice, aferente lucrări, renovare energetică moderată, grădinița Pinocchio, municipiul Moinești, județul Bacău, faza Dani și indicatorilor tehnico-economice. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 11.
aprobarea atribuirii contractului de concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare și a tarifelor aferente prestării serviciului. Rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem demara procedura. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de administrare a domeniului public și a tarifelor aferente prestării serviciului. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind încheierea parteneriatului Municipiul Moinești și Școlii Gimnaziale Alexandru Sever cu Asociația Eco Assist București pentru desfășurarea unei acțiuni de tratare pe terenul situat în strada 1 mai numărul 4, Municipiul Moinești. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind încheierea parteneriatului Municipiul Moinești și Creșa Finii Pași cu Asociația Eco Assist București pentru desfășurarea unei acțiuni de tratare pe terenul situat în strada Zorilor numărul 6, Municipiul Moinești. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Pentru. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de serviciu a unui apartament din imobilul situat în strada Vasile Alexandrii numărul 50, bloc E26, apartament 202, municipiul Moinești. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Batou. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 17. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Moinești cu Asociația Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog Comisia de Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor, aparținând domeniului privat al municipiului Moinești. Raport Comisia de Urbanism.
Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului situat în municipiul Moineș, strada Tudor Vladimirescu, zona Garaje Select, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, demarăm procedura de vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului situat în municipiul Moineș, strada Tudor Vladimirescu, în județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului situat în municipiul Moineș, strada Atelierelor numărul 8, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului situat în municipiul Moineș, strada Cedeghierea, zona Garaje, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 23. Proiectul de hotărâre privind darea administrată către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, protocopiat Moineș, a unor imobile situate în municipiul Moineș, strada Mihai Eminescu, numărul 167, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism, vă rog. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, demarăm procedura de vot. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 24. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Moineș cu județul Bacău și comuna Podori, în vederea finanțării și realizării în comun a unor lucrări de reabilitare și modernizarea domnului comunal, care face legătura între DJ-117 și DN2G, comuna Podori, din intersecția DJ-117 cu DG Podul Rusăiești, până în municipiul Moineș, grața prelungirea Mihai Eminescu, intersecția cu DN2C. Rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, demarăm procedura de vot. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Avem un singur punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Moineș, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică.
comisia juridică. Aveți avalare cu 5 voturi. Întrebări, discuții. Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Trecem la ordinea de zi a ședinței ordinare, la ultimul punct, și anume diverse. Dacă sunt intervenții, da, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru operativitatea cu care ați rezolvat toate problemele pe care le-am adus în atenția faptului primării semnalatele de cetățeni. Și vin cu rugămintea unui de cetățeni din Pripor, zona din spatele areneurilor. Știți cum mi-a pasat un oraș frumos și la ei nu vreau rămas un mic rând. Dacă se pot conta două bănuțe să stea cu oamenii, probabil că s-a mai însuflat problema, da? Așa. Sunt făcute solicitări, rugămintea este să vă rugați, pentru că e o zonă frumoasă. Mulțumesc frumos. Da, desigur. Când era frumos acolo, era... Mulțumim. Dacă mai sunt alte intervenții la punctul de vedere. Dacă nu, declarăm ședința închisă. O după amiază frumoasă să avem.